se spune, ok? Ok. A plant never stops growing throughout its life, exuding its energy and vitality. And plant stem cell is a secret behind such life force. By studying over 300 strictly selected plant species from all over the world, Artistry unearthed the powerful vitality of Gardenia grandiflora that flourishes even in the harshest environments. The science of chronobiology reveals that the skin has a natural ability to protect itself during the day and regenerate during the night. Skin youthfulness can be significantly affected by the gradual loss of these natural abilities with the passing of time. Supreme LX harnesses the regenerative power of Gardenia stem cell to reset skin's biorhythms and restores skin's vitality. Imagine, how far is the evolution of Supreme LX's technology? Building on the legacy with cardiolipin, spinach leaf extract, and L-carnosine, which are similar to cell membrane lipids, has a unique ability to boost skin's energy. And now, enriched with green acerola cherry extract, rhodiola complex, and 24-karat gold, Artistry introduces the breakthrough technology with Cell Effect 24 exclusively for Supreme LX. The self-regenerating effect of Cell Effect 24 reactivates skin's natural ability to re-energize itself. Supreme LX amplifies a skin's natural ability. Time, energy, luminosity. For the ultimate skin regeneration, reignite the youthful skin luminosity. Artistry Supreme Alex. O primit niște mănuși de motor foarte, foarte faine. Da, stai să Dina. Dina Albescu. Da, stai pică. Îți oprește, rog frumos, microfonul. Mulțumesc. Ok, dragilor, ați văzut un scurt video despre Artistry Supreme LX. O să încerc, n-am ținut minte tot textul pe de rost, o să încerc așa în mare să vă traduc. Este vorba de această minunată cremă de față și de ochi Artistry. Nu știu cum să fac eu să vedeți, așa cred. Așa și așa. Este o cremă sunt cremele de lux din gama Artistry și spune aici în filmulețul ăsta că Artistry a căutat între mai mult de 300 de plante de peste tot din lume ca să găsească cea mai potrivită pentru a extrage celule stem care ajută la protecție pe timpul zilei și la regenerare pe timpul nopții. La fel are această cremă, are o tehnologie avansată, bineînțeles, și foarte, foarte nouă și revoluționară. Este îmbogățită cu cardiolipină extrasă din spanac, cu acerola C, care o cunoaștem, rodiola, complex din rodiola și cu aur de 24 de carate. Crema asta reactivează abilitatea naturală a pielii de a se regenera și, așa cum am zis, are o tehnologie evoluată. Se spune că atunci când folosești această cremă, îți ții vârsta pe loc. Ești mai frăț sau pielea se simte cu 15 ani mai tânără. Ok, să opresc acum ecranul și o să mă vedeți numai pe mine. Mă bucur că sunteți toți aici. Bună seara tuturor! Da, bună seara tuturor încă o dată. Ai opresc și înregistrarea? Ok, bine, mulțumesc frumos. Ok, bună seara așadar, nu o să vedeți în seara asta nimic altceva pe ecran decât pe mine. Mă bucur că sunt cu voi în seara asta și mulțumesc tare mult pentru invitația de a vă vorbi.
Pentru cei noi, o să vă, pentru cei care ați mai fost în invitații, în întâlniri de acest gen, vreau să vă spun că am niște emoții extraordinare, nu știu de ce, că știu de ce, dar de obicei mi le stăpânesc. Dacă o să mă mai bâlbâi, îmi cer scuze. Eu în seara asta nu o să vă fac un plan de marketing și nici o prezentare de produse. Am vrut să vă arăt doar Supreme Elex, pentru că e o cremă absolut minunată. Și eu astăzi o să, foarte pe scurt, pentru invitații care sunt pentru prima dată la o astfel de întâlnire, o să le spun că sunt în siguranță să fie cu noi aici, că este vorba despre o oportunitate de câștig suplimentar, doar schimbându-ți locul de unde îți faci cumpărăturile. Și folosind produsele și recomandându-le cât mai multor persoane, compania Amway te recompensează cu tot felul de reduceri și bonusuri, astfel încât, formând în jurul tău o rețea de consumatori, ajungi să ai reducere de până la 80% din prețul de catalog al produselor cumpărate și încă ceva bani frumușei în cont. Poți câștiga între 100 și 10.000 de lei pe lună în funcție de cât te implici. O să-mi cer scuze numai o secundă. Ok, o să vă întrebați, bun, dar de ce să înlocuiesc produsele din casă cu cele de la Amway? Și o să vă spun că puteți să ne înlocuiți din simplă curiozitate, puteți să ne înlocuiți ca să ne vă acordați șansa de a le, de a le cunoaște, să le înlocuiți pentru că sunt de calitate premium, pentru că raportul calitate-preț per utilizare este mult mai mic decât al produselor din comerțul clasic, pentru că sunt ecologice, pentru că sunt biodegradabile, pentru că au garanția de satisfacție de 90 de zile, asta însemnând că dacă nu-ți place produsul sau nu face ceea ce producătorul a spus că face, în 90 de zile poți să-l returnezi și îți primești integral banii înapoi. Să le mai folosești și pentru faptul că vei fi recompensat, că le folosești și că le recomanzi. Eu pentru astăzi am ales, în schimb, o temă care se numește zona de confort, așa cum ați văzut în anunț. Știți care e numele meu, Cotoildico, sunt aici din Deva, am locuit foarte mulți ani în Băcia, de fapt am crescut în Băcia și am locuit acolo foarte mulți ani, am doi băieți absolut superbi și minunați, fiecare copil. Am scris acolo, ați văzut în Oana, de fapt, a scris și împreună am conceput în prezentare că folosesc de mai mult de 20 de ani produsele Amway și că de aproximativ 10 ani, pornind de la un stadiu de temeri și suspiciuni și stima de sine scăzută și încredere de sine scăzută, am pornit să construiesc și proiectul financiar. Vă spun sincer că această temă, zona de confort, în primul rând a fost o mare provocare pentru mine și o mare dilemă. O perioadă bună de timp și din această cauză am făcut o mulțime de nebunii în viața mea. Tocmai ca să mă scot din zona de confort. O să vă pun una singură, n-am găsit o fotografie să vă arăt. În urmă cu 3 ani și jumătate, m-am tuns la chelie. M-am ras în cap, complet. Am simțit nevoia să fac ceva diferit, să-mi înfrâng teama de ridicol și să ies din zona de confort. Nu m-am folosit la nimic, dar a fost o experiență. A fost o experiență foarte interesantă. Acum, eu nu v-am făcut tot felul de scheme cu cerculețe. O să vă arăt și o schemă cu cerculețe, dacă vreți, despre zona de confort, pentru că ți-a scris foarte mult material despre subiectul ăsta. Și este un subiect foarte des discutat și în toate întâlnirile motivaționale. Nu este una să nu se discute despre zona de confort. Și dacă tastați pe Google zona de confort sau pe YouTube, o să găsiți mii de recomandări și de videouri despre cum e zona de confort și ce să faci ca să ieși și ce să nu faci și dacă e bine, dacă nu e bine și o mulțime de informații.
vreau să vă spun eu în seara asta nu o să fie dintr-un atac despre zona de confort, ci o să fie din experiența mea și din înțelegerea pe care am dobândit-o despre acest subiect. Să fiu sinceră cu voi, până în urmă cu ceva ani, nu înțelegeam deloc ce este cu această zonă de confort. Auzeam pe la întâlniri că unii au renunțat să se mai uită la telenovele ca să iese din zona de confort și s-au apucat de afacere. Alții au renunțat la nu știu ce altceva și s-au apucat de afacere. Dar eu nu mai eram de mult într-o zonă de confort din punctul ăsta de vedere. Eu renunțasem deja la tot ce se putea renunța. Nu mai uitam la filme, nu mai întâlneam cu prieteni, nu mai aveam timp de relaxare, munceam foarte mult. Zona mea de confort devenise munca. Și munceam foarte mult și tot nu dădeam înainte, nici în afacere și nici cu nimic. Parcă băteam pasul pe loc, dar eram obosită, frântă și munceam în continuu. Munceam fără spor și continuam să cred că dacă nu am succes, înseamnă că încă sunt într-o zonă de confort și că asta înseamnă că trebuie să muncesc și mai mult și să renunț la și mai multe ca să ies din zona de confort. Și era așa, eram într-o roată de hamster și nu reușeam să mă lămuresc eu de ce se întâmplă. Și ce nu am înțeles eu atunci, decât mai târziu, și ce aș vrea să lămuresc în seara asta aici cu voi, este, atenție, diferența dintre dintre confort și zona de confort. Să ne înțelegem de la început. Nu este nimic rău, nici când vorbim despre confort, nici când vorbim despre zona de confort. Ele doar sunt. Atâta timp le lăsăm să fie. Să vă mai spun despre mine câte ceva. Probabil că de asta am emoții în seara asta, pentru că am ales să fiu puțin vulnerabilă și să vă spun că aveam tot timpul o nefericire interioară de care nu reușeam nicicum să scap, indiferent de nebuniile pe care le făceam. Chiar și afacerea am considerat-o la început o nebunie. Eram suspicioasă, nu aveam viziune, nu reușeam să văd ce pot să construiesc cu afacerea asta. Mi-era teamă de ce o să zică lumea, mi-era teamă de soțul meu. Îi spuneam mereu când mergeam la întâlniri că merg la întâlniri pentru că am invitați, însă nu aveam, pentru că nu invitam pe nimeni. Nu invitam pe nimeni, dar nici nu puteam. Am să renunț la acele întâlniri pentru că mă hrăneam cu energia pozitivă de acolo și simțeam că mai rezist o săptămână. Întâlnirile erau sursa mea de alimentare a bateriilor și îmi era teamă să vorbesc cu oamenii despre afacere și dacă vorbeam, nu voia nimeni să se asocieze cu nimeni. Și mă supăram și îi consideram pe toți niște proști și numai eu eram o deșteaptă. Dar de fapt, om nu îl influențezi cu ceea ce spui. Om îl influențezi cu energia pe care o emani. Dacă emani încredere și dăruire, omul se va asocia cu tine. Dacă emani frică și neîncredere, nu se va asocia cu tine, indiferent de cuvintele pe care le folosești. Stima mea de sine la vremea aia era foarte scăzută. Singurul lucru însă constant în acest timp a fost prezența îndrumătorilor mei, sprijinul și încurajarea lor. Și ne mulțumesc pentru asta. Hai să vedem un pic ce se întâmplă. Știți că eu, de obicei, atunci când mai vorbesc în întâlniri, vorbesc despre faptul că noi suntem energie. S-a demonstrat științific asta și în ultimii ani se vorbește tot mai mult despre asta și vă recomand să ascultați pe Greg Braden și pe Bruce Lipton, să citiți cartea Biologia Credinței și o să înțelegeți poate mai mult de ce vorbesc despre asta și ei au demonstrat științific că suntem energie și la fel au demonstrat că energia face doar două lucruri. Se exprimă și se extinde. Nu mai vorbit de multe ori despre asta. Ok, o să mă întrebați, ok, și ce e cu asta? Păi e foarte simplu. Dacă energia vrea să se exprime și să se extindă,
înseamnă că ea are nevoie de spațiu. Cum percepem noi asta? Noi o percepem ca și pe o dorință de creștere interioară, dorința de a fi fericit. Dar parcă ceva în mine nu mă lăsa să fiu fericită. Parcă ceva mă ținea pe loc. Și dacă mă ținea pe loc, ce facem când nu reușim să ne manifestăm, când nu reușim să obținem ceea ce dorim, când nu reușim să ne simțim fericit? Căutăm vinovați. Mama, tata, soțul, soția, colegii de muncă, prietenii, vecinii, oamenii răi, toată lumea e vinovată pentru nefericirea noastră. Însă, am ajuns acum la o concluzie. Cine ne blochează, de fapt, nouă creșterea? Concluzia mea a fost că creșterea și dezvoltarea noastră este blocată de sabotorul principal, această zonă de confort. Și poate o să vă întrebați, ok, și cine stabilește această zonă de confort? De unde vine ea? Ne-am născut noi cu ea așa, am venit cu curte în jurul nostru? Sau ce zona asta de confort? Și am crede că însuși confortul stabilește zona de confort. Însă nu e așa. O să vă dau un exemplu. În seara aceasta, acum, în această întâlnire, sunt sigură că există persoane dintre voi care sunt în pijama sau în haine de casă. Și ce dacă? La tine acasă, în fotoliu sau pe canapea, în spatele ecranului, ai camera și microfonul oprită și te simți confortabil. Asta e și ideea întâlnirilor online, da? Să te simți confortabil. Asculți niște informații, știi, ești în zona ta de confort. O zonă cunoscută, da? O zonă sigură, fără riscuri, fără pericole, fără amenințări, fără nimic. Ok. Să ne imaginăm această scenă, aceeași, da? Doar că dintr-o dată, mână nevăzută intră în telefonul sau calculatorul tău, apasă niște butoane și îți deschide camera. O să vă pun o poză, o să ceruiesc o poză scurtă, ca să... Nu găsesc. Mihai? Da, spuneți. Vreau să șeruiesc o poză de pe desktop. Dați share și selectați desktop-ul, să vă arate desktop-ul. Ok. Da. Trebuie să deschid înainte fișierul? Nu neapărat. Cum e mai ușor? Dar dacă l-aveți pe desktop, dați, selectați desktop-ul și pe urmă. Cum e mai ușor? Am reușit. Vedeți poza? Este despre școala online. Tare de tot. Deci, revenim la scena pe care am descris-o, da? Ești în pijama, confortabil, în spatele ecranului, te simți în siguranță. Vine o mână de alien, îți apasă pe butoane și îți deschide camera. Dacă ești cu spatele, ca și în poza asta, ești liniștit. Tu auzi ce se vorbește. Dar dacă ești cu fața și vezi camera și te vezi pe tine în pijama pe ecran, dintr-o dată te panichezi. Panichezi dintr-o dată. De ce? Ce s-a schimbat? S-a schimbat camera ta? S-a schimbat pijamaua? S-a schimbat fotoliu? S-a schimbat... Nu, ești la fel de confortabil îmbrăcat și cu câteva minute înainte,
stai la fel de confortabil pe fotoliu sau pe canapea și cu câteva minute înainte și totuși nu mai ești în zona ta de confort. Ce s-a schimbat? S-a activat poate rușinea. Teama de a nu fi ridicol. O să spună oamenii ăștia acum, cine m-a pus să accept invitația asta stupidă? Dacă m-am făcut de mirul lumii, mai bine stăteam și mă uitam la filmul meu, că nu eram, mă făceam aici de minune și că așa îmi trebuie, acum o să râdă toată lumea de mine. Da? Teama despre ce o să spună lumea. O să creadă oamenii că sunt un neserios. Eu care tot timpul sunt la costum și la cravată, că așa m-au învățat părinții când eram mic, să fiu frumos îmbrăcat și să mă port frumos tot timpul în fața oamenilor, că e rușine dacă nu. Da? Și acum ce o să zică oamenii? Ce s-a schimbat? S-a schimbat percepția noastră despre situație. Am devenit dintr-o dată vulnerabil. Și atunci mă întreb eu pe voi, care e diferența dintre confort și zona de confort? Eu am definit-o în felul următor. Confortul este ceva ce îți creezi singur, în mod conștient, în funcție de preferințele pe care le ai. Da, ai preferat să stai în pijama în seara asta pe canapea? A fost alegerea ta în mod conștient. Însă zona de confort este ceva ce s-a creat artificial în jurul tău din cauza unor temeri, ale unor convingeri înrădăcinate, ale unor tipare comportamentale moștenite de la părinți sau primite prin educația, din familie, din școală, din mediul în care am crescut și ne-am format. Vreau să vă întreb... Eu mi-amintesc situații de genul ăsta și vreau să vă întreb dacă poate și voi ați avut în viața voastră. Situații în care, copil fiind, părinții vă spuneau să fii atent pe stradă, să nu te oprești cu nimeni străin de vorbă, să nu dai și să nu primești nimic de la nimeni străin. Dacă ajungi acasă, încuie ușa, nu deschizi la nimeni, nu vorbești cu nimeni. Da, vă amintiți? Cred că da. Ai ajuns acum, un mare, adult, intrat în afacerea Amway, îți plac produsele foarte mult, le apreciezi calitatea, ești mulțumit de performanțele lor, le folosești și tu și membrii familiei și poate 2-3 prieteni și cam atât. Fiind următorul, te încurajează, hai să ieșim în lume, hai să spunem la cât mai multe persoane despre cât de minunate sunt produsele noastre și ce oportunitate grozavă ne oferă. Și ce faci tu? Încep să dai înapoi. Hai să vezi că eu acum am treabă, că parcă mi-a mai trecut din elan și entuziasm, că parcă las că mai vorbim mâine, că mai vedem noi. S-a schimbat? S-a schimbat calitatea produselor? Nu. S-a schimbat percepția mea asupra situației. De ce? Pentru că acolo undeva în mintea mea s-a pornit alarma. Bip, 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 bip. Ce să fac? Să merg să stau de vorbă cu străini? Să le arăt produsele mele? Și dacă o să vrea să cumpere de la mine? Vreau să primesc bani de la ei? Nu, nu, nu. Asta poate fi periculos. Da? Deci vedem cum un tipar comportamental, o idee rădăcinată în capul nostru, are încă efecte și în ziua de astăzi. Rădăcinată atunci în copilărie, are efecte și în ziua de astăzi. Repet, eu ceea ce vă spun acum este despre experiența mea, experiența trăită de mine și unele lucruri învățate de mine pe parcursul anilor. Dragilor, e nevoie doar să conștientizați aceste situații și să le eliberați. Nu mai aveți nevoie de ele. Atunci, copil fiind, a fost de folos pentru că te-a protejat de eventuale pericole. Acum însă ești adult. Și
hai să ne creăm singur confortul și să nu ne mai lăsăm conduși de niște tipare comportamentale și de niște convingeri vechi care nu ne mai folosesc. Că, de fapt, aceste temeri construiesc gardul zonei noastre de confort. Dar asta e o iluzie. Repet, zona de confort este ceva creat artificial. Dacă înțelegeți ce vreau să vă spun. Ea nu există. Este inventată de mintea noastră în funcție de acele programe din subconștient. Hai să mergem un pic mai departe. Din cauza unei zone de confort astfel create, și oamenii cu care noi intrăm în contact se poartă uneori ciudat. Poate nu vor să cumpere de la noi. Poate ei spun că nu au timp să se ocupe de altceva decât ceea ce fac în prezent sau că așa ceva nu e pentru ei sau că nu sunt făcuți pentru așa ceva, că trebuie să ai papagal pentru asta, că ei nu știu să vândă, că câte și mai câte sunt convinsă că ați întâmpinat tot felul de argumente de genul ăsta. De fapt, sunt anumite temeri în spatele tuturor afirmațiilor de genul ăsta. Și vreau să înțelegeți foarte bine, când cineva vă refuză, când cineva te refuză, egal ce îi propui, să, simplu fapt că îi propui să vină să-i arăți oportunitatea, da? Nu-l costă nimic și nu înțelegi de ce te refuză. Vreau să înțelegi, nu e despre tine, nu e despre tine, este frustrarea omului din fața ta. Și el a fost cândva un copil căruia părinții poate i-au spus că nu e bine să iei de la străini sau să dai străinilor sau să vorbești cu străinii. Ok, ce putem noi face? Putem intra în zona lor de confort și să-i oferim siguranță, să le oferim siguranță. Să le spunem oamenilor că înțelegem dacă au rețineri. Înțeleg că ai rețineri și eu am fost la început așa, da? Dar trebuie să înțeleagă omul din fața ta că se poate folosi de garanția de satisfacție de 90 de zile și că este absolut în siguranță să testeze produsele, să testeze chiar și modelul de afacere. Da? Uneori oamenii apucă o frică cumplită la gândul că trebuie să schimbe ceva în viață. O să vă dau un exemplu de ce mi-a venit ideea asta cu zona de confort. În urmă cu, acum la sfârșitul lui septembrie, o parteneră care este doar consumatoare a produselor m-a rugat să-i fac comandă. De obicei fac eu comanda, că n-are calculator, nici n-am întrebat. Mi-a trimis lista cu produsele, i-am făcut a doua zi dimineață, am intrat pe pagina ei, am făcut comanda și înainte de a o lansa mi-am adus aminte că trebuie plătită acea taxă de 14 lei și ceva, aproape 15 lei, dacă vrei să plătești cash. Și am uitat să-i spun. Și am sunat-o și i-am explicat și mi-a zis, ok, dar mi-ai pus și reînnoirea, că vorbisem și de reînnoire, mi-ai pus și reînnoirea. Te rog să nu o pui. Dacă n-ai lansat comanda, te rog, cred că nu o să mai îmi fac comanda. Cred că asta e ultima. Și era cumva așa speriat. Am zis, ok, nu e niciun fel de problemă. Îmi pare rău că nu te-am anunțat din timp, dar uite, este o politică nouă, se va scoate complet plata cu cash, dar este mult mai comod să plătești cu cardul. Presupun că ai un card, eu pot să fac toată operațiunea asta pentru tine. Da, am card, dar nu am momentan bani pe card. Ok, nu e niciun fel de problemă, data viitoare știm și o să ne aranjăm. Auzeam în spate, din fundal, vocea soțului ei, care spunea, na, acum mai trebuie să plătești și 14 lei comision, cu afacerile tale. Și asta era timorată. Timorată că acum trebuie să plătească 14 lei comision și ce o să se facă de acum încolo. Mi se ok, relaxează-te. Plătești comisionul ăsta acum că așa este, data viitoare vedem din timp și îți lași bani pe card și o să rezolvăm din timp. Și mi-am dat seama că doar faptul că trebuia să schimbe ceva,
Trebuia să introducă numărul de card și nu era obișnuită să folosească cardul pentru plăți online, o speria de moarte. Faptul că și soțul ei era acolo și agrava cumva situația asta, dreptul o paraliza, parcă nu mai putea să gândească. Schimbările nu sunt rele. Oamenii nu știu să facă diferența între... Da, uneori pot să fie și poate mai puțin pozitive. Dar și atunci când știm că schimbările sunt pozitive, avem o reticență și ne supărăm de-a dreptul dacă trebuie să schimbăm ceva. Chiar ne supărăm. Poate mi s-a întâmplat și mie de multe ori, da? Eram obișnuită să intru într-un supermarket și erau așezate rafturile într-un anume fel și am intrat la un moment dat și era totul schimbat și m-am supărat. Am zis, ok, acum eu știam exact fiecare lucru unde să-l caut și acum ăștia au schimbat rafturile și mine mă enervează, nici nu mai vin să cumpăr de la ei. După ce mi-au trecut nervii și m-am uitat, am văzut că noul loc al produselor pe care le căutam era mult mai la îndemână decât cel vechi. Dar e instinctul ăla, cred că din instinctul de conservare și din această zonă de confort artificial creat în jurul nostru. Să vă promit ceva. Odată doborâte zidurile zonei de confort, nimic, dar nimic nu va mai putea sta în calea cuiva să crească și să se dezvolte, indiferent în ce domeniu. Indiferent în ce domeniu. Poate că vă întrebați uneori de ce liderilor din afacerea Amway le merge bine. Sunt convinsă că v-ați întrebat și probabil că unul din răspunsuri a fost ok, s-au înscris la momentul potrivit, sunt de mult timp în afacere, sau poate un alt răspuns a fost, poate că au fost norocoși, au avut noroc, sunt în zona în care sunt ei, au fost oameni deschiși la minte. Vă spun că nu e așa. Nu e așa. De curiozitate, într-o întâlnire, întrebați-o pe doamna Daniela Vâjdea, cum a fost când era, cred că, 18% și a trebuit să prezinte produsele într-un seminar. O să vă spun mai mult. Aveți curajul și întrebați-o, sunt sigură că o să vă povestească. N-au fost așa. Au început ca și noi de la început. Au făcut în schimb. Au muncit și au trecut peste bariera terorii. Au învins fricile. Au muncit ei, au muncit cu oameni, au avut acțiune constantă în afacere și au trecut peste bariera terorii. Tu, spre exemplu, ce ai făcut astăzi pentru afacerea ta? Un lucru. Eu, spre exemplu, mi-am ridicat un colet, am stabilit o întâlnire, am preluat o comandă de la un client și fac asta în afara serviciului. Eu am servici, lucrez la o instituție publică, deci fac asta în timpul liber, nu fac full-time. Și serviciul meu este destul de solicitant. Spre exemplu, astăzi când m-a sunat Oana să discutăm câteva probleme organizatorice pentru seara asta, nu am putut vorbi pentru că lucram la serviciu. A trebuit să sun mai târziu. Nu știu dacă am fost suficient de clară despre cum înțeleg eu zona de confort. Hai să vedem ca și o concluzie. Ce e confortul? Ceva ce ne creăm singuri, în mod conștient, în funcție de preferințele pe care le avem, de necesitățile care le avem, de ceea ce ne dorim. Este zona de confort. Este ceva ce s-a creat artificial în jurul nostru și care ne ține cumva blocați și limitați. S-a creat acea barieră a terorii, cum am numit-o adineaori, pe baza unor
convingeri înrădăcinate, convingeri născute din mediul în care am crescut și în care am fost educați copii fiind. Încearcă și du-te în adâncul sufletului și vezi ce te deranjează legat de situația în care ești. Fie că ești începător în afacere, fie că te-ai potignit pe drum, stai de vorbă cu îndrumătorul tău. Caută în interiorul tău totodată să vezi, ok, în situația în care sunt acum, ce mă deranjează? De unde îmi vine deranjul ăsta? Ce nu-mi place? Ce nu-mi convine? Nu-mi place, spre exemplu, mie personal, nu-mi place să fac, nu-mi place să vând. Nu mi-a plăcut niciodată și nu-mi place, deși am foarte mulți clienți. Fac în așa fel încât oamenilor să le placă să cumpere de la mine. E altceva. Și o să vă spun de ce nu-mi place să vând. Am descoperit asta, tot așa, lucrând eu cu mine. Mi-am adus aminte, când eram copil, eu am mai prins, și poate cei de vârsta mea vă mai aduceți aminte, de țiganii cu șatrele. Țiganii care veneau cu căruțe cu coviltir. Erau pașnici de felul lor. Dar mama mea avea o teamă de ei, pentru că nu știu ce poveste, tot așa din copilăria ei. Tot timpul îmi spunea, mai ales dacă îi vedea cu case mari, cu saci, cu ce aveau ei, și zicea, ai grijă să te ferești de ei, că să te fure. Și eu întrebam, dar ce fac cu casele alea mari? În tot felul de chestii. În subconștientul meu s-a asociat faptul că, având de chestii, e periculos. Asta s-a asociat în mintea mea la vârsta aceea. Mi-am dat seama că nu e așa și am lucrat cu asta și încet, încet s-a dizolvat teama asta. Dar a trebuit să treacă timp să înțeleg că am o problemă în direcția asta și să lucrez cu ea. Du-te în adâncul sufletului și vezi ce te deranjează legat de situația în care ești acum, la momentul în care te-ai poticnit pe drum. Și odată ce realizezi aceste convingeri, că nu mai sunt adevărate și nu-ți mai folosesc, zona de confort se va demola către puțin și îți vei recăpăta libertatea și vei acționa fără teamă de acum încolo. Afacerea EMO este o afacere, este una de câștig-câștig. Și tu, ca și mine, ca și oricare, n-ai să câștigi până ce nu ajuți pe alții să câștige. Și nu e vorba numai de bani. Este vorba de oameni. Este vorba de oameni cu care ne înconjurăm. Este vorba de mediul ăsta extraordinar în care toți creștem. Eu n-am văzut niciun om implicat în afacerea Amway care să fie din ce în ce mai profit. Toată lumea înflorește după ce intră în afacerea Amway. Mi-am vizitat niște prieteni unde sunt moașă la fetița lor și nu ne-am văzut toată vara din cauza situației pandemice. Au fost așa de drăguți și au zis, wow, ce bine arăți! Tu nu mai îmbătrânești, nu se schimbă nimic la tine. Și am zis, nu. Pentru că mediul în care eu stau, în care eu am ales în mod conștient să stau, este unul pozitiv. Este unul pozitiv. Suntem media... Se spune în leadership că ești media celor 5 oameni de care te înconjori. Am învățat de la Bruce Lipton că ești rezultatul mediului de care te înconjori. Celulele corpului nostru reacționează la mediul cu care ești înconjurat. Științific demonstrat. De-aia toate femeile care sunt în Amway sunt așa de frumoase. Și datorită cosmeticii pe care o folosesc, au și o frumusețe interioară care radiază din ele. De-aia bărbații sunt deschiși, știu să-și aprecieze soțiile. Am învățat o mulțime de lucruri, tot timpul învățăm unii de la alții. Indiferent că suntem începători în afacere sau că suntem mai avansați sau că suntem lideri, tot
timp învățăm unii de la alții. Ok, o să mă întrebați și cum fac practic toate chestiile astea. Acționăm. Acționăm în mod intenționat în direcția scopului nostru. Se spune în termen popular, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în straiță. Este un sâmbure de adevăr acolo, pentru că atunci când ai un scop, este foarte important să faci primul pas înspre scopul tău. Dacă ai început afacerea Amway, ai început-o cu un scop. Eu când m-am înscris în afacerea Amway, eu nu aveam niciun scop. Adevărul este că m-am înscris ca să pot să consum produse la un preț mai rezonabil. Mai rezonabil. Atunci la vremea erau prea a fi ceva mai scumpe raportat la salarii. Dar am vrut să le cumpăr fără adaos. Asta a fost. Mi-aduc aminte că doamna Biro, îndrumătoarea mea, zicea, ok, hai să stabilim niște scopuri. N-aveam niciun pic de viziune. Niciun pic de viziune. Lucram la vremea aceea, anii dinainte, lucrasem în contabilitate. Eu studiam științe economice. În momentul actual lucrez în domeniul juridic și lucram acum 10-15 ani, lucram contabilitate. Nu știam nimic decât cifre și termene și declarații și stres. Ne tăiase boc 25% din salari și m-am trezit că munceam pentru nimic. Care, ce viziune? Când am auzit că poți să câștigi 2000 de euro din afacerea asta, m-am speriat. Nimeni în familia mea nu câștigase vreodată 2000 de euro pe lună. De unde să știu eu ce aia? Cum să am eu receptori pentru un câștig de 2000 de euro dacă n-aveam de unde. Mai mult de atât, părinții mei m-au încurajat tot timpul să muncesc, pentru că au zis, n-ai să poți niciodată să câștigi fără să muncești. Și este foarte adevărat. Cum muncești este însă și mai important. Atunci, ce facem? Acționăm în mod intenționat în direcția scopului nostru. Stabilim niște filtre sau nu. Stabilim acțiunea noastră, folosim scopul nostru ca și un filtru. Și în momentul în care vrem să acționăm într-o direcție, ne întrebăm. Ok, dacă acționez în modul ăsta, mă duce spre un rezultat către scopul meu? Dacă nu știu, încerc, fac un pas, doi și văd, că nu întotdeauna putem să vedem ce o să se întâmple. Dacă vedem că ne duce într-o altă direcție, ne oprim și facem un pas în direcția scopului nostru. Când ne potignim, poate că am avansat un pic și la un moment dat ne-am potignit. Ne acordăm puțin timp să stăm noi cu noi, să gândim în mod intenționat în direcția care ne interesează. Să săpăm un pic în interiorul nostru și apoi după ce găsim cauza, să-i mulțumim pentru că ne-a servit o vreme și să o eliberăm din funcție acea cauză, acea frică, acel program sabotor. Am găsit chiar astăzi un citat foarte cunoscut al lui Franklin Roosevelt, pe care l-a spus în timpul unui discurs, în timpul marii crize din Statele Unite, l-a spus în felul următor. A zis, permiteți-mi să-mi afirm convingerea fermă că singurul lucru de care trebuie să ne temem este frica în sine. O să-l spun încă o dată. Permiteți-mi să-mi afirm convingerea fermă că singurul lucru de care trebuie să ne temem este frica în sine. Este foarte, foarte, foarte profund. Foarte profund și vă provoc să vă provocați fricile și temerile, să le scoateți la suprafață, să le mulțumiți pentru ce au făcut pentru voi până la momentul ăsta, dar că nu mai aveți nevoie. Liberați-le și rămâneți liberi să puteți zbura mai departe.
Să deveniți puternici și dacă vreți să îi ajutați și pe alții să devină puternici, învingeți-vă temerile, eliberați-vă, o să vedeți că abundența se va instala în viața voastră și a celor din jurul vostru. Eu vă doresc să aveți o viață de vis, să fiți curajoși, să fiți puternici și să realizați tot ce v-ați propus. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, Ildi. A fost extraordinar.